Transcrierea certificatelor și extraselor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit cetățenia română și care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii. Această activitate este nouă pentru angajații Serviciului de Stare Civilă din cadrul Primăriei Suceava, a declarat edilul municipiului, care a precizat și faptul că pentru prelucrarea acestor dosare administrația nu percepe niciun ban. Pe site-ul Primăriei Suceava se găsesc informații referitoare la documentele necesare întocmirii dosarului de transcriere a certificatului de naștere. Prelucrăm dosare pentru cetățenii care au redobândit cetățenia română, cei din Moldova și din Ucraina, și vreau să vă spun că facem transcrieri de certificate de naștere, certificate de căsătorie, și este un volum de muncă foarte mare. Am procesat în luna iulie 400 de asemenea dosare care au fost înaintate la prefectură. Este o activitate nouă pe care Primăria Municipiului Suceava o are la Serviciul de Stare Civilă și sigur că, așa cum se știe, în baza acordurilor bilaterale pentru aceste transcriri nu se percep niciun fel de taxe, deci Primăria nu încasează niciun leu. Cerere tip depusă personal de solicitant sau prin împuternicit cu procură specială. Declarație pe propria răspundere că nu a mai solicitat transcrierea, înscrierea certificatului. Dovadă de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, respectiv Biroul Teritorial Suceava. Certificatul de naștere al titularului, original și două copii Xerox, traducere legalizată a certificatului de naștere al titularului, dacă este cazul, original și o copie Xerox, certificatul de redobândire a cetățeniei române a titularului certificatului de naștere, în original și două copii Xerox, act de identitate original plus traducere legalizată și pașaport valabil, original plus copie Xerox, alte documente în funcție de situație, certificat de căsătorie, documente ce fac dovada schimbării de nume. Iar pentru persoanele împuternicite, procura specială se depune în original plus copie, însoțită de o copie a actului de identitate valabil. Primirea documentațiilor de transcriere se face doar în baza programărilor online, iar termenul de rezolvare este de 60 de zile de la data depunerii documentațiilor.